Magistratul care l-a trimis după gratii pe Bogdan Drăghici a constatat cu indignare cum abuzurile sexuale ale președintelui tata deveniseră o rutină. Judecătorul are în vedere în aprecierea pericolului social modul în care a acționat inculpatul, respectiv exercitarea de acte de agresiune sexuală și acte de viol, care deveniseră o rutină. În prezent, inculpatul se ocupă de creșterea și educarea minorelor și care, în mod evident, se află în același pericol în care s-a aflat și, până în anul 2016, și cărora li s-ar putea întâmpla aceleași lucruri. Judecătorul susține că fata nu cunoaște exact de câte ori a fost abuzată, pentru că asta se întâmpla frecvent și de mult timp. Activitatea infracțională descrisă de minoră s-a desfășurat pe o perioadă atât de lungă și cu asemenea frecvență și intensitate, încât victima nu poate indica detaliat și plasa în timp în mod exact fiecare eveniment, iar o relatare de o asemenea precizie nici nu îi se poate pretinde în condițiile date, scrie judecătorul în motivare. Acesta mai spune că imaginile surprinse la evaluarea psihologică sunt cutremurătoare și arată clar starea emoțională a fetei. Este greu de descris. Scris în cuvinte starea minorei din timpul audierii, însă aceasta poate fi observată prin vizionarea înregistrării. Minora este traumatizată, rușinată, plânge, oftează, nu-și găsește cuvintele, pierde șirul ideilor atunci când este nevoită să rememoreze cele mai traumatizante evenimente și este cuprinsă de un profund sentiment de vină, crezând că este responsabilă pentru cele petrecute. Președintele Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor, Bogdan Drăghici, a fost arestat în luna august, fiind bănuit că ar fi violat și agresat sexual o minoră.